găsit, doamne domnișoarelor și domnilor, azi în Brașov facem și o emisiune inedită, pentru că și subiectul este mai puțin obișnuit, școală în autobuz, și o să vedeți despre ce este vorba, dar deocamdată suntem fiecare așa, eu mi-am pus un background aici cu un studio de televiziune ca să ies un pic în evidență, dar fiecare este încât un, fiecare dintre invitații mei de astăzi este încât un loc cel puțin non-conformist, să zicem. Natalia Ginghina, să rămână. Bine v-am găsit, bună ziua! Învățătoare la școala din Augustin, confortabil, da? Stai confortabil, e tot în regulă. Adrian Secal, învățător la școala din Augustin, este în mașină, fost salut! Învățător. Fost învățător, ziua bună! La mine la da. Fel! Sunteți foști învățători, da? Iar eu nu mai sunt deloc în, eu nu mai sunt în școală, Natalia încă este. Am Dar înțeles. Ca profesor diriginte. Am înțeles, la, mai actualizăm datele imediat. Și Luciana Zaharia, fondatoarea Asociației Zi de Bine. Co-fondatoarea. Da, și văd că ai fost acolo un background adevărat, ești chiar în autobuz, da. Pe scurt, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, un autobuz vechi și ruginit va fi transformat într-un spațiu de învățare pentru sute de copii din comuna Augustin. Deci pare cel puțin ciudat, dar o să aflăm niște lucruri așa pe rând de la cei trei invitații ai mei. Și o să încep cu Adrian. Adrian, de unde până unde autobuz, domnule? E o poveste lungă, scurtă. În sensul în care noi am căutat un spațiu unde să desfășurăm activități cu copiii în Augustin, dincolo de școală. Ne-a fost destul de dificil să găsim o casă de închiriat. Apoi ne-am orientat puțin pe partea de container, dar am aflat că prețurile sunt destul de ridicate și la un moment dat, într-o zi, am văzut pe Bizbrașov sau undeva, pe un site, am văzut că RATBV scoate la licitație autobuze. Și am zis, ok, interesant, am prezentat Natalia ce zici, prețul nu era foarte, foarte mare față de cum ne așteptam noi la niște costuri cu containerele. Și am zis, ok, sună bine, sună interesant, are multe geamuri, e ceva inedit, hai să vedem dacă mergem mai departe și cum mergem mai departe. Deci asta e, pe scurt, povestea autobuzului. Da, pe scurt, povestea luării unui autobuz pe care să-l transformăm în spațiu educațional, da. Natalia, ție, cum ți s-a părut ideea la început? A aterizat exact cum trebuia, adică s-au făcut așa ochii mari, niște steluțe, bling, 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 gata, asta e. Nevoia era foarte mare, căutam de mult timp, mă orientam inclusiv să împrumut mașina părinților, să vină câte unul, facem acolo pe bancheta din spate un mic exercițiu, dar dacă este varianta de autobuz, a fost perfect. Da, un autobuz scot din circulație care își retrăiește viața, ca să zicem așa, a luat-o de la zero. El, să zicem așa, de principiu ar fi o fierătanie, dar se poate să nu fie chiar așa, să fie un spațiu interesant. Luciana, care e rolul Asociației Zi de Bine în toată ecuația asta cu autobuze și after school în autobuz? Pe noi ne-a mișcat foarte tare mesajul și postarea ziarelor locale despre acești doi tineri pe care nu știam acum câteva zile. Și ce facem noi la Zi de Bine este să căutăm proiecte cărora le este greu să se sprijine singure și atunci, în măsura în care putem face asta, intervenim și sprijinim la locul faptei. Iar noi, tocmai ce ne întorseserăm din două proiecte care au strict legătură și cu educația, dar și cu sănătatea în educație și ne-am zis că ăsta este proiectul pe care trebuie să-l facem împreună cu cei doi necunoscuți. Și așa i-am sunat într-o zi, nu ne știam, bucuria a fost mare de ambele părți și ne-am apucat de treabă. Bun, hai să vedem până la bucuria așa, bucuria de început și cum e întotdeauna la început, ai zâmbetul pe buze, planuri mari și așa mai da. Departe. Dar Adrian, ai spus la început că nu mai ești învățător la școala din Augustin. Ai fost învățător și ai renunțat sau ce s-a întâmplat? Eu am ajuns în Augustin prin programul Teach for Romania. E o asociație și un program care plasează persoane nu neapărat din sistemul de învățământ formal, ci și din alte domenii în zonele cu risc din punct de vedere educațional. Și am ales Augustinul, după perioada de formare de 6 săptămâni, am ales Augustinul ca loc în care să merg să lucrez. Și 2 ani de zile am fost învățător acolo și nu am fost doar învățător, că pe lângă asta
din cauza nevoii. Am și predat și matematică, și informatică, și chimie pe parcursul celor 2 ani. Programul Teach for Romania, România durează 2 ani de zile, doar 2 ani sau 2 ani. Poate fi în oricare dintre părți, câteodată pare foarte mult, câteodată pare foarte puțin. Acum când mă gândesc că au trecut deja 2 ani de zile, deja e foarte mult. Și mi-am propus să nu rămân în școală, pentru că mi-am dat seama că în școală sunt foarte multe chestii de făcut și nu mai îmi rămâne foarte mult timp după aceea pentru a face activități pe lângă. Și am zis, ok, prefer să rămân pe lângă școală, dar să rămân totuși în Augustin, în comunitate. Natalia, care e povestea ta apropo de școala din Augustin? La mine povestea e că în timpul celor 6 săptămâni de pregătire au venit colegii cu un an sau cu 2 ani mai în vârstă decât generația mea, tot din Teach for Romania, și fiecare a făcut reclamă zonei unde era. Și Adrian a făcut reclamă încât m-a recrutat în Augustin, unde am avut post un an de zile de învățător la clasa 4-a. Iar elevii cu care am lucrat eu au trecut în clasa a 5-a. Și pentru că n-am putut să mă despart, am aplicat, am trecut și eu cu ei în clasa a 5-a. De asta nu mai sunt învățător, ci intenția a fost să continui cu ei pentru a încerca cât de mult să terminăm împreună toți 22 câți am intrat în clasa a 4-a, să terminăm cel puțin atâția clasa a 8-a. Da, asta este, din punctul meu de vedere, gândindu-mă la Augustin, am fost și eu în Augustin în diferite ocazii și îmi dau seama că este o mică luptă acolo. Ești un super erou din punctul meu de vedere, pentru că în condițiile pe care le oferă Augustinul, sigur, majoritatea copiilor din cei 22 de care ai pomenit tu, majoritatea probabil prin clasa 7-a ar fi abandonat deja școala, nu? A 5-a, a 6-a, să zice că sunt prea mici și merg la școală încă, dar din clasa 7-a, când sunt mai măricei, la muncă și cam atât. Deja se întâmplă asta, evident. Deja cred că se consideră, nu știu, e nevoia, e atât de mare încât lucrăm cu părinții, vorbim cu părinții, înțelegem de ce se întâmplă, ce se întâmplă, încercăm să rupem cercul ăsta vicios, dar este într-adevăr foarte greu din toate punctele de vedere. Pe parcursul anului, de exemplu, acum, săptămâna aceasta, au venit rechizitele. E deja o lună de când a început școala aproape. Deci sunt câteva probleme de sistem care Îngreunează mult activitatea, dar eu mi-aduc aminte, tot apropo de sistem, că anul trecut sau acum 2 ani am citit o informație conform căreia primăria din Augustin nu avea venituri nici măcar să-și plătească proprii salariați. Deci venituri acolo... care nu am avut primar 2 ani și jumate, n-am avut consiliu local 2 ani jumate. Deci investițiile în școală au fost zero. Cum au fost? Da. Da. Dar cu atât mai mult potențial. Da. Peste tot există potențial. Eu sunt convins de lucrul ăsta și peste tot sunt copii minunați și indiferent cu ce oameni implicați în proiecte ca și voi am vorbit, vorbeau cu mare dragoste despre inteligența acestor copii, despre dorința lor de a învăța, despre implicare. Probabil și faptul că la un moment dat simt că fără să vrea, se îndepărtează de școală, părinții îndepărtează de școală, angrenându-i în alte activități, cred că asta îi duce la un soi de disperare, așa, nu, Adi? Tu cum ai simțit? Aș cataloga chestia asta nu neapărat ca fiind un soi de disperare, cât e mai degrabă o dorință de a-și depăși limitele și zonele în care ele sunt. Părinții nu își îndepărtează pentru că așa doresc, nu își îndepărtează copiii de școală pentru că nu consideră educația importantă, ci pentru că din cauza condițiilor în care trăiesc au nevoie de sprijinul copiilor. Și practic chiar avem cazuri în care copiii rămân acasă să aibă grijă de frații mai mici pentru că părinții
toții trebuie să meargă să muncească undeva și nu au cum să lase și cu cine altcineva să lase. Sau rămân copiii mai mari, merg, nu știu cum a fost perioada asta de cules de cartofi, merg și ajută părinții să culeagă cartofi, să facă un ban în plus, pentru că este o perioadă în care se câștigă relativ bine comparativ cu veniturile pe care îi le au și în afară de banii pe care îi câștigă, mai câștigă și niște cartofi în plus care le asigură partea de supraviețuire. Și cred că aici este... Da. Și cred că aici este principalul aspect, faptul că în această comunitate, dar nu doar, copiii practic sunt implicați în activitățile care asigură supraviețuirea familiei și dacă ne uităm pe o piramidă a nevoilor, ne dăm seama că acolo este nevoia de bază. Dacă nu au toate aceste elemente cu care să se hrănească, nu au un acoperiș bun deasupra capului, nu au bani care să-i asigure măcar pentru ziua de astăzi, atunci intenția pentru a învăța, învățătura și educația trece oarecum pe planul 2. Chiar dacă învățătura și educația poate să le asigure de fapt și de drept fix, să le adreseze fix aceste nevoi ulterior. Dar nefiind ceva imediat, un rezultat imediat, atunci... Primează alte lucruri, clar. Da. Ce vreau să mai completez tot din grijă pentru ei, de exemplu, dacă este o zi ploioasă, cum a fost astăzi, noi o simțim în clasă. Temperatura, vremea de afară influențează foarte mult ce se întâmplă în clasă. De momentan, copiii au de mers pe jos undeva la 30-40 de minute, o oră, depinde unde stau în sat. Dacă plouă, nu au neapărat impermeabile, cizme de cauciuc și toate cele. Dacă trebuie să vină pe jos, pe ceață, pe ploaie, la 7 dimineața să intre în clasă la 8, se gândește decât să răcească pentru că nu are condițiile care să-l mențină într-un confort termic până la ora 1-2 după amiaza, nu-l trimite la școală. Nu este că nu vrea să vină sau nu înțelege valoarea educației, dar n-are cu ce să-l aducă, n-are cu ce să-i cumpere tot timpul, că se strică. Cel puțin încălțămintea este la ordinea, se schimbă așa foarte des, joacă fotbal, se arcă ca orice copii. Aleargă pe drumul, n-au asfalt, într-o săptămână, dacă a fost o pereche de tenis, cam așa, s-a stricat. Vine în papuci, pe ploaie, pe frig. Da, cu siguranță nu se întâmplă asta. EduBuzz, susținut de Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, fondatoarele Asociației Zi de Bine, și văd aici Simona Halep, care și-a donat ziua de naștere. Mă rog, ziua noastră de naștere, da, ea nu știu. Aș face o mică paranteză aici. Toate proiectele noastre sunt susținute în proporție de 75% din donarea zilei de naștere a oamenilor obișnuiți. Din când în când avem norocul, aș zice, de a invita oameni pe care îi știm sau pe care nu îi știm și care fac parte din publicul internațional, iar aceștia acceptă să-și doneze ziua. Simona se știe cu Melania, au participat la un eveniment împreună și cumva a acceptat să strângă fonduri pentru proiectul nou, proiect pe care nu l-anunțaserăm încă, dar a fost o ocazie senzațională de a lansa acest proiect. Dar altfel, toate fondurile, cele mai multe dintre fondurile noastre provin de la donarea zilei de naștere a oamenilor obișnuiți. Practic așa s-a înființat Asociația Zi de Bine și este fenomenal să vezi asta întâmplându-se. Da, Zi de Bine, mai analizăm un pic situația. Exact. A spus Simona Halep, dacă ar fi să mă gândesc la un cadou pe care aș vrea să-l primesc de ziua mea, acesta ar fi să le arăt unor învățători dintr-un stat al României cât de mulți oamenii sunt alături. Foarte frumos a zis. Vrea să îi ajute să transforme un autobuz ruginit salvat de la fiare vechi într-un after school pentru toți copiii din sat. Ne întoarcem la Adi. After school în ce condiții? Că sunt foarte mulți copii, autobuzul e unul singur. Da, autobuzul e unul singur. Încă nu avem o imagine foarte, foarte clară asupra cum o să aducem sutele de copii în autobuz, dar ne propunem să avem diferite tipuri de activități care se atragă, activități care, și aici cred că Natalia poate să completeze cel mai bine, care să completeze ceea ce se întâmplă la școală. Și, practic, în felul ăsta să prevenim, să lucrăm la prevenția abandonului școlar, că, de fapt, și de drept aici este buba noastră cea mai mare. Copiii sunt într-un risc foarte mare de abandon și eforturile
cumulate și din partea școlii și din partea noastră, cred că ulterior poate să reducă acest risc de abandon foarte mult. Aș mai fi completat ceva la ceea ce a spus Simona, pentru că e o chestie pe care noi tot o împărtășim copiilor. Noi vrem să arătăm copiilor că ei nu sunt singuri și că există foarte multă lume care nu doar că ne sprijină pe noi, că noi suntem așa niște mijloace, niște facilitatori de fapt și de drept. Sunt foarte mulți oameni cărora le pasă de ei și că îi ajută și că ei nu sunt singuri în a trece mai departe și a-și depăși zona în care trăiesc. Iar legat de asta, dacă pot să preiau legătura, autobuzul este un ingredient și un instrument el în sine. De exemplu, tot prin sprijinul comunității, din partea unui, să-l numim fiu al satului, nu mai locuiește în sat, dar are părinții de acolo, am primit spațiul unde putem să amplasăm autobuzul. Un spațiu foarte generos, care permite și alte zone, insule de lucru pe lângă el. Deci să fie ca și piesă centrală, dar bineînțeles, nefiind un autobuz funcțional, are nevoie de o căsuță. Și în jurul lui va fi acest căsuță, nu la modul construită peste el, ci un dormitor, cum să-i zicem. Un hotel. Da. Deci, ideea e, odată vrem să testăm și cât de mare e interesul în rândul copiilor. Noi vrem să-i atragem, dar poate nu o să fie 400 care vin. Poate sunt 700 sau poate sunt 100. În funcție de și de ce vedem la fața locului, ci de ce visuri și dorințe au ei, pe care trebuie să și le descopere și lucrăm la asta, la a-și descoperi propriile visuri. Că momentan e acolo o barieră în a putea ei verbaliza ce își doresc, ce vor, de ce să învețe, cu ce îl ajută. Deci e o descoperire pe care o facem împreună și ne dorim, bineînțeles, să și modelăm activitățile, atelierele, evenimentele, tot ce facem acolo, pe ceea ce e necesar pentru ei în acel moment, în acel ritm, pe care încă nu îl știm în afara școlii. Da, vedem tot fel de lucruri în jurul nostru, ne bucurăm atunci când copiii încearcă măcar să-și depășească condiția sau să încerce să iasă dintr-un cerc vicios, că mie așa mi se pare că în anumite comunități există un cerc vicios în care copiii se învârt devenind membri ai cercului și nereușind să-l părăsească în vreun fel, nereușind să facă mare lucru cu viața lor. Se învârt acolo și e păcat. Acolo cred că trebuie un pic de atenție și trebuie să fie oameni ca voi care să le explice unde este avantajul sau cum se poate ajunge la altceva. Că mai degrabă decât de explicat, e efectiv de arătat. Că din vorbe, cred că au auzit foarte mult de foarte mult timp. Dar trebuie efectiv de experimentat, de simțit. Și da, sunt în acest cerc vicios, creat de cine? Că nu de ei copii, tot de noi adulții, cumva. De oamenii politici, de că pomeneai mai devreme că nu au avut primar 2 ani. Păi de ce nu au avut primar? Cine știe? Acum chiar nu știu de ce nu au avut primar și Consiliul Local, dar probabil că tot de la vreo chestiune inițial politică, iar apoi trecută într-un alt domeniu. Problema este că într-o comunitate ai nevoie, acum am văzut, mi-a zis colega mea Ancuța aici, din 27 septembrie Augustinu are primar, domnul Sebastian Nicolae Porumb de la PSD. Ok, partidul nu contează, contează primarul, de unde, ce dorințe are sau cu ce dorințe vine la primărie. Dacă vrea să facă niște lucruri, pentru că într-o comunitate săracă trebuie să fii foarte bun gospodar ca să realizezi ceva. Nu? Da, și prin fapte, nu doar prin dorințe, ci tot prin fapte. Dorințele ca dorințele. Că dorințele uneori sunt multe, banii sunt de cele mai multe ori puțini și de aici, mă rog, greutățile astea. Luciana, cum vă descurcați voi să strângeți bani? Cum îți ziceam, ne bazăm pe nevoia oamenilor de a contribui, pe nevoia lor de sens și exact așa s-a înființat Asociația Zilei Bine prin donarea zilei de naștere. Ne bucurăm de altfel din când în când și de participarea unor sponsori, lucruri care se întâmplă destul de rar
Dar donarea zilei de naștere a oamenilor este factorul nostru principal de strângere de fonduri. Una peste alta avem și de curând un număr de SMS recurent, 8845, de 2 euro. Și atunci oricine dorește să ni se alăture, oricăruia dintre proiecte este binevenit să participe la trimiterea unui SMS. Altfel, la noi pe site www.zilebine.ro sunt toate modalitățile de donare care se potrivesc oricărui om, fie că e în România, fie că este în afara țării. Am înțeles. Adi, aș mai completa aici că și partea cu SMS-ul mi se pare foarte drăguță. Textul de trimis pentru pe SMS este sus, ceea ce pe noi, cel puțin pe mine, când am citit prima oară trimite sus la 8845, m-a făcut așa să mă simt puțin înălțat, wow, sus, să gândesc, să mă uit în sus, privește în sus, uite-te în sus, fii puțin, să mă simt așa și susținut, că nu vine doar de la susținut, ci efectiv de la a-ți ridica privirea din pământ, uite-te în sus și privește spre viitor așa. Da. Exact, și în autobuz, dar nu numai când autobuz. Când crezi că va fi gata autobuzul ăsta? Final. Când credem sau când trebuie, că e o diferență. Promisiunea. Lasă-mă să reformulez după dorința ta. Când trebuie să fie gata? Autobuzul trebuie finalizat luna aceasta, pentru că este cauza pe luna octombrie a Asociației Zi de Bine și suntem fericiți că suntem așa puși într-o presiune, sub o presiune constructivă și credem că e posibil ca până pe 30-31 octombrie autobuzul să fie dus în comunitate. Te rog. Se potrivește perfect și pe ce e nevoie să livrăm în comunitate. Copiii la fel, deci spuneam fapte, nu vorbe. Dacă le-am promis că vine un autobuz, păi ieri trebuia să fie acolo. Copiii deja ne întreabă dacă mai merg la școală. Da, am întrebat, păi și mai venim mâine la școală sau mergem direct la autobuz? Da, inocența asta cred că este lucru pe care nimeni și nimic nu l-ar putea altera vreodată. În niciun fel. Inocența copilăriei. Nu mai mergem la școală, venim la autobuz. Sigur, trebuie să mergem la școală, să facem ore, să trecem prin orele de curs, să învățăm niște lucruri, după care la after, la EduBuzz, să știu, să aprofundăm sau să sedimentăm informația. Natalia. Sau să facem pentru prima oară în cazul celor care nu sunt în școală. Dacă nu frecventează școala din diverse motive, spațiul ăsta este gândit și pentru ei. Deci ar putea să vină acolo să învețe să scrie și să citească. Da. Dau primul exemplu care îmi vine în minte. Da. Din păcate, nu există șansa a doua, nici pentru copii, nici pentru părinți. Și e o muncă fantastică de a acredita, de a organiza ceva pentru a putea oferi și un document care să ajute apoi la angajare sau la tot ce mai e nevoie formal. Dar cel puțin partea de literație, de cunoștințe efective, am vrea să ajutăm cu ea. Sunt foarte mulți copii când mergem prin sat și întrebăm, și tu în ce clasă ești? Că nu te-am văzut în școală. Păi eu m-am lăsat în clasa a doua sau într-a treia, am rămas acolo. Și chiar am exemple de... Am fost cu doi băieți de peste 16 ani la autobuz să vedem cu ce mai putem să mai facem pe acolo și băieți care, din diferite motive, din păcate au abandonat școala acum ceva vreme și spuneau, domnul, acum da, ne pare rău, îmi dau seama acum că ar fi trebuit să fac tot posibil să rămân în școală, măcar să termin cele 8 clase, că mi-ar fi de folos. Și acum aș fi vrut și eu să mai învăț o geografie, să mai învăț așa puțin pe la matematică sau să chiar să citesc puțin mai bine. Și copii care au 16 ani totuși, tineri de acum, adolescenți, care își dau seama oarecum destul de târziu de importanța educației și le-am și spus, păi ăsta este rolul vostru în cazul ăsta, ați venit, ați văzut, știți cu ce ne ocupăm și mergeți și spuneți copiilor care încă mai înregistrează absențe sau părinților că e păcat să renunțe acum când e vârsta la care ei încă pot să recupereze foarte repede. Da, niciodată în viață nu este prea târziu să faci anumite lucruri, să înveți anumite lucruri, să dai seama. Devine puțin mai dificil pentru în anumite perioade și pentru anumite vârste, devine puțin dificil. Da, evident, pentru fiecare dintre noi, la un moment dat, a devenit dificil să mai învățăm ceva, să mai aprofundăm ceva și atunci
ne dăm seama cum e și pentru ei, care, pentru doi copii de care ai pomenit tu, adolescenți, într-adevăr, de 16 ani, care au probabil un abandon în spate, un abandon tip școlar. Da, astea sunt vremurile, dacă vrei. Asta e țara. Nu știu unde, cine, cum, când a greșit, nici nu vreau să acuz pe nimeni că nu este genul meu, dar pentru că povestea Luciana de donatul zilei de naștere, ne donăm zilele de naștere pe Facebook, în schimb pe același Facebook te crucești efectiv citind anumite comentarii ale unor tineri, uneori, altori persoane adulte, care efectiv se ceartă direct cu limba română, adică nu au niciun fel de dorință de a îmbrățișa această limbă, până la urmă atât de frumoasă. E doar acolo un mic scandal lingvistic, dacă vreți. Natalia, Adrian, Luciana, mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune, că v-ați rupt așa fiecare 27 de minute din alergarea voastră zilnică. Acum Adrian poate să pornească mașina și să meargă mai departe spre Augustin. Lucrurile sunt clare. Mult succes cu proiectul vostru. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Și nu uitați de cele două variante de susținere. Și aș face o mică paranteză. Oamenii își donează ziua pe Facebook, dar cei mai mulți își donează ziua pe Galantom, care este cea mai mare platformă pe care o folosim, care practic s-a născut în principal pentru donarea zilei de naștere. Și cum bine zicea Adrian, sus la 8845, donează ziua de naștere. Apreciem orice formă de contribuție pentru oricare dintre proiectele noastre. Mulțumim tare mult de invitație! Vă mulțumesc și eu, doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Anghiță, azi în Brașov, o emisiune mai puțin formală, dacă vreți, însă, din punctul meu de vedere, extrem de instructiv, linioară, educativă. Rămâneți alături de noi!